Salut! În acest video o să răspund la a patra întrebare. Care sunt argumentele pentru existența lui Dumnezeu? Hai să vedem. În grup am primit mai multe sugestii. Să vorbim despre viață, creație, iubire, Biblie, Iisus Hristos, arhitectul inteligent, morală absolută, conștiință, logică, credință, ordinea și experiența personală. Sunt puncte și de plecare și argumente foarte bune. Desigur, în acest video să mă axez doar pe unul dintre ele și vreau să îl fac mai bine explicat. De aceea, azi o să mă axez pe creații. În primul rând, să vorbim un pic despre certitudine. Oamenii se așteaptă să le dai o dovadă matematică, să zici, uite, aici am dovedit că Dumnezeu există, toți trebuie să credeți în Dumnezeu. De fapt, este foarte, foarte greu să demonstrăm existența sau non-existența a lucrurilor. Sunt o grămadă de trileme, dileme de filozofie și logică în care existența este foarte greu de demonstrat. Cu siguranță ați auzit despre nu cred în ce nu se poate demonstra științific. Trebuie să fim foarte atenți cu asemenea afirmații pentru că în sine această afirmație este ilogică. De ce? Pentru că știința nu poate demonstra știință, de exemplu. Deci tu crezi în ceva ce nici nu poate fi demonstrat prin ceea ce crezi. Apoi, adevărurile logice și matematice nu pot fi demonstrate prin știință. Ele stau la baza științei, dar dacă am încercat să le dovedim prin știință, ne-am învârtit într-un cerc. La fel, aspecte despre frumusețe, aspecte despre moralitate nu pot fi explorate de știință. Deci cum o să argumentăm? O să facem exact cum se argumentează în științific. Adică ne uităm la probe, alegem evidențe și argumentăm logic, astfel încât să înclinăm balanța spre o parte sau alta. Credem pentru că avem anumite probe, la fel cum se face în criminologie, de exemplu. Argumentarea logică. O să facem un pic de recapitulare din clasa 9 despre logică ca să știm cum o să argumentăm și despre ce vorbim. În logică și în filozofie, un argument este o serie de afirmații numite premise care determină gradul de adevăr al unei alte afirmații care se numește concluzie. Ce este o afirmație? O afirmație sau o declarație este o propoziție care poate fi pronunțată sau asertată adevărată sau falsă. De exemplu, Hagi este român sau elefantul zboară. Putem spune adevărat sau fals. Sunt și alt fel de propoziții care sunt non-declarative. De exemplu, bun venit în România, nu poți să zici adevărat sau fals. Sau cât costă o cafea? Fals. Apoi o să vorbim despre două ramuri mari despre argumentare rațională. Una se numește argumentarea inductivă, în care, pornind de la o informație specifică, facem o concluzie generală și o să dau două exemple simple. De exemplu, stau în parc și mă uit la copiii care ies și zic, primul copil care ieșea din parc, plângea. Al doilea copil care ieșea din parc, plângea. Deci am conclus că toți copiii care ies din parc plâng. Desigur, este o concluzie cam ciudată. Apoi, prin inducție putem să ajungem și la concluzii despre argumente bune. De exemplu, soarele răsare în fiecare dimineață din est. Până acum, în fiecare zi, a răsărit din est. Deci, mâine soarele va răsări din est. Pe toate argumentele pe care le-am avut științific și asta, suntem destul de siguri că mâine va răsări din est, dar nu este absolut sigur. Hai să vedem argumentarea deductivă. Argumentarea deductivă este mai specială, pentru că dacă premisele sunt adevărate și este o logică de relație între premise și concluzie, atunci concluzia este inevitabil adevărată. De exemplu, orice om este muritor. Platon este om. În concluzie, Platon este muritor. Este imposibil ca concluzia să nu fie adevărată dacă cele două premise sunt adevărate și este o legătură logică între ele. Alt exemplu. Dacă citesc repede, o să termin cartea azi. Am terminat cartea, deci în concluzie înseamnă că am citit repede. Bun, avem toate bazele și suntem echipați să mergem mai departe. În acest video o să vorbesc despre argumentul cosmologic, în special calam cosmologic, așa se numește. Cosmologia este o ramură astronomiei care se ocupă cu istoria Universului, evoluția Universului și destinul Universului. Bun, acest argument sună cam așa, foarte simplu. Premisa 1. Tot ce începe să existe are o cauză. Premisa 2. Universul a început să existe. Deci, în concluzie, Universul are o cauză. Acum, hai să luăm fiecare pe rând, fiecare premisă și să încercăm să aducem argumente sau să arătăm probe pentru așa ceva. Tot ce începe să existe are o cauză.
Mulți spun că universul ar fi venit din nimic. Adică asta e cauza universului, nimicul. Aici o să ne uităm în jurul nostru și vedem că orice se întâmplă este în spate ceva. De exemplu, s-a răsturnat ceva pe masă, un pahar cu apă. Nu s-a răsturnat singur. Cineva era în spate care l-a atins sau a tras de fața de masă. Deci este o cauză asupra acestui efect. În logică vorbim despre un principiu fundamental care se numește cauzalitate. Deci este o cauză și apoi este un efect. Deci, primul punct care susține aceasta este ceva nu poate să provină din nimic. Nimic este ceva, este o chestie care nu are nicio proprietate, adică este nimic. Zicea un dicton din Antichitate, 500 înainte de Hristos, înainte și a lui Socrate, zicea ex nihilo nihil fit, nimic nu iese din nimic. Aici să fiți foarte atenți ca să nu vă lăsați induși în eroare de către fizicieni sau în special mecanică cuantică care spune că dintr-un vid poți să faci anumite elemente. Printr-o fluctuație de energetică poți să creezi particule. Însă, vidul este doar un spațiu care nu are nicio materie, dar totuși este un spațiu care are doar energie și fluctuații energetice eventual. Dar nimic înseamnă nici spațiu, adică absolut nimic. Deci nimicul nu este aceeași chestie cu vid. Să nu vă lăsați influențați de așa ceva. Dacă unele lucruri pot apărea din nimic, atunci este inexplicabil de ce nu apar lucruri acum din nimic. De exemplu, de ce nu mă trezesc cu mai mulți bani în contul de la bancă? Sau de ce nu îmi pică un elefant aici în cameră? Pentru că nimicul nu cauzează nimic. Nu, este imposibil. Este și mai rău decât magia. În magie totuși găsești un magician sau ceva care când face să apară lucruri. Aici nu ai nimic. Totuși, e ca și cum nimicul ar fi discriminatoriu, ar face doar universuri și altceva nimic. La punctul acesta o să vină mulți și o să zică, păi, dacă totul are o cauză, atunci pe Dumnezeu cine l-a făcut? Cine este cauza lui Dumnezeu? Păi, noi nu am spus că totul are o cauză, am spus tot ce începe să existe are o cauză. Dumnezeu nu are un început, este etern, deci nu este inclus în această ecuație. 3. Deci, prin experiențele de zi cu zi, progresul științific care se bazează exclusiv pe cauzalitate. De exemplu, eu ca programator n-aș putea să spun că un bug a apărut din nimic. Este ceva în spate, ori o eroare de programare, ori o problemă tehnică cu sistemul mecanic, hardware sau așa. Totuși este ceva în spate, nu a apărut din nimic o eroare așa numai. De aceea, în știință tot timpul căutăm lucruri de unde și de ce a început ceva. Putem spune foarte încrezători că avem multe probe sau foarte multe probe că această premisă este adevărată. Nu a fost falsificată niciodată de altfel. 2. Universul a început să existe. Aici de obicei sunt mai multe controverse și cele mai mari atacuri din partea celor care nu cred în așa ceva. În primul rând să mergem un pic în trecut. Filosofia greacă, în Aristotel și Platon credeau toți că universul este static, este așa cum este din eternitate și numai în interiorul lui se învăr, toate lucrurile stau așa din tot timpul. Însă Biblia evreilor spune din primul verset, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, deci era un început. Aceste viziuni nu sunt compatibile. De altfel, până în secolul XIX nu am știut că este un început la univers, adică nu am știut științific. Se credea că universul este static și așa. Dar eu o să aduc 3 argumente, un argument filozofic și 2 științifice în care să arăt că universul are un început. Hai să începem cu cel filozofic. Nu este posibil să parcurgi un număr infinit de elemente, unul câte unul. Și hai să ne imaginăm timpul. Noi suntem astăzi aici la timpul 0. Ieri a fost minus 1, alaltăieri a fost minus 2 și dacă tot mergem așa într-un univers infinit, imaginați-vă că din infinit cum a putut să ajungă până astăzi? Gen ca și cum am număra de azi până la infinit. Tot timpul mai e un infinit de mers. Oriunde ne-am poziționat în infinit sau pe axa asta, tot mai avem un infinit de parcurs. Deci dacă era universul infinit, niciodată n-am fi putut să ajungem până astăzi. Era imposibil, pentru că tot timpul am fi mai avut un infinit de parcurs de zile, să zicem așa, sau evenimente.
Deci asta arată că universul trebuie să aibă un început dacă noi ne găsim astăzi aici. Bun, deci noi suntem azi aici, presupunem că are un început. Următoare. Aici o să propun două argumente științifice. Primul, expansiunea universului. A fost numit apoi Big Bang-ul. Hai să vedem cum a decurs. Este o istorie frumoasă. În primul rând, Albert Einstein lucrează la teoria generală a relativității începând din 1905 până în 1915. 10 ani a lucrat la asta. Și în special la teoria gravitației, care să fie mai bine dovedită decât din trecuta lui Newton. Deci, prin teoria generală a relativității, în 1915 au început să se probeze lucruri, să vadă dacă este ok, și s-a demonstrat că funcționează bine cu teoria, ca și cealaltă teoria gravitației a lui Newton. În schimb, s-au găsit multe lucruri unde teoria lui Newton nu funcționa, iar asta funcționa, deci înseamnă că era mai bună. Dar în 1917, Einstein a încercat să o aplice și în cosmologie, adică în univers. Și îi dădea ceva foarte ciudat. Universul îi dădea ori se extinde foarte tare, ori se contractă. Dar el era cu ideea că universul este așa cum este static. Și a introdus o constantă care îi permitea să-i funcționeze teoria și ecuația. Însă aceasta era una dintre greșelile lui Einstein pe care chiar el a admis-o apoi. O să vedem mai încolo ce se întâmplă. În 1920, matematicianul rus Alexander Friedman și astronomul Georges Lemaître, care era din Belgia, s-au pus amândoi să utilizeze ecuația lui Einstein și au ajuns la concluzia că ceva nu este în regulă. În special, Friedman a publicat o lucrare în care zice, băi, ecuația asta matematic nu funcționează. Einstein l-a contrazis, a zis că e ok, nu știu ce. Dar între timp, Friedman i-a trimis și o lucrare scrisă în privat. Și atunci Einstein a recunoscut și a ajuns la concluzia că universul ori se extinde, ori este în trecut, ori este static. Deci dacă scoteai acea constantă, putea să fie toate trei variante. Deci în 1920, Alexander Friedman și Georges Lemaître au ajuns la concluzia amândoi amândoi separat au ajuns la concluzia că universul se extinde. În 1927, un astronom american, Edwin Hubble, uitându-se cu telescopul lui la un observator american, a ajuns la concluzia că lumina roșie a unor galaxii îndepărtate era mult mai departe decât se aștepta el și cum trebuia să fie matematic. Asta se numește redshift în engleză. Și prin asta a ajuns la concluzia că, de fapt, universul se extinde și ei chiar s-au întâlnit, Hubble cu Einstein s-au întâlnit și acolo le-a povestit că a fost o eroare cu constanta cosmologică pe care a introdus. Bun. Deci, practic, teoria spunea ceva de genul că universul se extinde, este ca un balon care sufli aer, aerul ăla care sufli este spațiul care se extinde și tot se extinde, extinde. Deci nu ne trebuie o minte de geniu ca să ne ducem, să ne uităm. Dacă ne ducem în trecut, o să ajungem la un punct în care totul se duce până la zero. Spațiul, materia, energia. Deci, presupune un început. Ok. Aici avem o ipoteză a multiversului. Dacă poate ați auzit despre ideea multiversului, spune că nu este doar un singur univers al nostru, ci sunt o grămadă de bule, ca și bule de universe, sau universuri, nu știu cum se zice. Toate sunt într-o mare de fluctuație energetică, tot în expansiune. Dar acum, recent, trei cosmologi de top, Arduin Bord, Alan Guth și Alexander Vilenkin, au făcut chiar o teoremă, au demonstrat că orice univers care în medie s-a extins de-a lungul istoriei sale, nu poate fi etern în trecut, ci trebuie să aibă un început. Și a mai zis Alexander Vilenkin, aceasta înseamnă că oamenii de știință nu se mai pot ascunde în spatele unui univers etern. Nu mai există scăpare, trebuie să înfrunte problema unui început cosmic. Deci, prin teorema asta putem să spunem că universul chiar are un început. Apoi, a doua argumentare științifică este legea a doua a termodinamicii. Termodinamica are trei legi fundamentale. Aici o să vorbim despre a doua, care spune așa. Un sistem închis va tinde spre o dezordine sau entropie, cum se numește în acest domeniu. O dezordine crescătoare în timp. Adică până va ajunge la un echilibru static. Nu se mai mișcă nimic, totul este rece, dispariția căldurii și a mișcării. Și chiar dacă nu este mișcare, nu este nici viață. Deci, ce spune asta practic? Că universul se va epuiza energia utilizabilă. E ca și cum ai pune o mașină cu combustibil și conduci
cât poți să conduci, tot o să se epuizeze până la un moment dat. Asta vrea să spună a doua lege a termodinamicii, că un sistem închis, dacă nu îi se mai dă energie, nu poate să funcționeze cu acea energie până la infinit. Poate știți despre perpetuum mobile, sistemele care spun că pot să funcționeze la infinit, propulsându-se singure, ca și cum mai spune că o mașină care are combustibil are o baterie care se încarcă prin ea însă și dă iarăși curent mașinii să meargă. Sau o mașină care merge cu sistem solar. Ai spune că poate să meargă la infinit. Da? Chiar soarele, energia lui se duce și la un moment dat moare prin această teoremă sau această lege a termodinamicii. Deci, perpetuum mobile, de fapt, sunt foarte frumoase, dar în timp nu pot să meargă până la infinit, este imposibil conform acestei legi. Deci, nu există. Altă variantă, ca să înțelegem foarte bine legea a doua termodinamicii, gândiți-vă că avem o sticlă în care injectăm, de exemplu, niște molecule de gaze. Teoria spune că în acest spațiu închis, sticla, să zicem că era vidă, înăuntru era doar spațiu perfect vid. Deci, punem moleculele, ce o să se întâmple? Sigur nu o să se ducă într-un singur punct din sticlă și o să rămână acolo concentrate. Ce spune legea a doua a termodinamicii? Spune că se va duce spre o dezordine și se va face un echilibru, deci se vor extinde aproape sau identic, cum să zic, se vor împărți, se vor împrăștia în toată sticla, nu doar într-un punct, până nu se va mai mișca nimic și va rămâne foarte rece, nu se va mai mișca nimic, dacă nu apare ceva din exterior, așa va rămâne pentru totdeauna. Și atunci ne întrebăm, ok, dar cum demonstrează asta că universul are un început? Foarte simplu. Gândiți-vă că dacă universul se îndreaptă spre o răcire maximă și un echilibru, de ce nu este deja în această stare? Pentru că a avut timp o eternitate înainte pentru a ajunge aici. Dar de ce nu este încă? Înseamnă că nu este o eternitate înainte, dar a avut un început. Deci, iarăși, putem spune că universul are un început, conform legii a doua a termodinamicii. Bun. Deci, văzând toate acestea, este foarte plauzibil ca ambele premise să fie adevărate. Deci, dacă ambele sunt adevărate, atunci ce le mai rămâne oamenilor să spună? Unii spun, au ajuns la această idee, să spună că universul este autocauzat, adică s-a făcut singur. Dar gândiți-vă un pic la asta. Dacă universul există, ca el să se fi făcut înainte singur, ar trebui să existe înainte ca să existe, ceea ce este ilogic. Nu se poate ca ceva să existe înainte ca să existe pentru a se crea. Bun. Atunci, care este cauza? Cauza trebuie să fie din afara universului, da? Și cum trebuie, ce caracteristici trebuie să aibă această cauză? Gândiți-vă că ce vedem aici este timpul care începe, energia, materia, spațiul. Toate astea au avut un început. Dar cauza este în afara acestui. Deci cum trebuie să fie această cauză? În primul rând, trebuie să fie în afara spațiului, pentru că a creat spațiul, trebuie să fie în afara timpului, trebuie să fie foarte puternică ca să creeze asta, trebuie să fie non-materială, adică metafizică, sau putem să spunem spirit sau duh, trebuie să fie foarte înțelept ca să pună legile care coordonează asta, să nu se extindă prea repede, să nu fie planetele, să nu fie posibile, sau să nu se contracte din nou. Trebuia să fie inteligent chestia asta. Și aici, poate cea mai grea parte, trebuia să fie personal, să fie o persoană. De ce e chestia asta? Păi gândiți-vă un pic așa. Dacă ne imaginăm că acest dreptunghi verde este Dumnezeu, el este în afara timpului, este etern, tot timpul. Ok. Păi dacă ceva este etern și creează ceva care nu este etern, adică universul care este finit, atunci cum este posibil? Gândiți-vă că aici, unde s-a creat universul, s-a luat o decizie ca să se creeze și avea o voință ca să se creeze, un plan. Dacă altfel trebuia să existe universul din toate timpurile, ca și Dumnezeu sau ca și cauza asta care este. Deci, vă sună cunoscut aceste caracteristici? Pentru mine da, pentru mine înseamnă Dumnezeu. Deci, în concluzie, argumentul cosmologic arată că este foarte rezonabil să credem că Dumnezeu există. Ce este mai rațional? Spuneți-mi, ce este mai rațional și mai științific sau mai observațional, ca din nimic, care nu are nicio proprietate, să se creeze universul sau să fie un creator care confirmă cauzalitatea pe care o vedem în fiecare zi, observăm orice efect are o cauză. Pentru mine este un creator. Și o să mai auziți, știința este contra religiei, nu este compatibilă cu religia, Big Bang-ul demonstrează că Dumnezeu nu există. Când mai auziți chestii de astea, spuneți așa: știința arată cu degetul spre Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare.
O să vă mai zic câte ceva. Următoarele argumente pe care o să le prezentăm sunt argumentele arhitectului inteligent, moral și argumentul despre viața, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Nu știu exact ordinea, dar cam asta o să fie. Apoi, nu uitați să dați un like, subscribe și să ne spuneți în comentarii voi de ce credeți sau nu în existența lui Dumnezeu. Pagina publică de Facebook Apologetica Creștinismului Pur, acolo ne puteți găsi unde să putem discuta despre anumite subiecte sau să le dezbatem, să puneți întrebări. Vă așteptăm cu mare drag. Mulțumesc foarte mult! La revedere!